modul în care Liviu Dragnea înțelege să se apere public, Adrian? Sigur, dacă ne referim inclusiv la mesajul despre care vorbeai, pe care el a transmis lui Paholțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, păstrat în funcție de la o schimbare de mandat la alta, e un mesaj care probabil ascunde niște informații pe care Liviu Dragnea deocamdată n-a dorit să le divulge până la capăt. Probabil că Liviu Dragnea știe mai mult decât a spus. Ceea ce știm noi însă este că în mod de neînțeles, domnul Claus Iohannis a dorit să-l păstreze pe acest personaj care a fost sluga lui Băsescu Traian, iată deja în al treilea an de mandat al președinției sale. Ori păstrarea domnului Paholțu acolo dovedește că el este mult prea strâns legat de sistemul care l-a slugărit pe Traian Băsescu, știe probabil mult prea multe, a reușit să se facă într-un fel sau altul util și noului chiriaș de la Cotroceni, și atunci a rămas în funcție. Că face sau nu racolări din PSD, asta sigur va trebui dovedit la un moment dat. Dar că Serviciul de Protecție și Pază, în vremea lui Băsescu Traian, o fi rămas și în vremea lui Claus Iohannis, a fost mai mult decât un serviciu care trebuie să asigure protecția demnitarilor. A fost un serviciu care acumula informații, a fost un serviciu care realiza descinderi în teritoriu în diverse situații, inclusiv în campaniile electorale, asta este o certitudine. Și toate acestea s-au întâmplat sub Paholțu, cel pe care Claus Iohannis, cum spuneam, l-a păstrat. Dacă Liviu Dragnea are informații legate de o utilizare abuzivă a acestui serviciu, este dator să o facă. Este președinte al Camerei Deputaților, este președinte al Partidului de Guvernământ, are toate mijloacele pentru a sesiza instituțiile competente, să verifice de ce, dacă așa stau lucrurile, Serviciul de Protecție și Pază, indirect sau prin șeful său, în mod direct, desfășoară activități care depășesc cadrul legal. Repet, datoria lui Liviu Dragnea să o facă dincolo de utilizarea ca armă de apărare într-o astfel de zi complicată pentru el a acestor informații. Radu, cum comentezi prestația și modul în care s-a apărat public în această seară Liviu Dragnea? Bună seara, Mihai. Ca să fiu foarte sincer, mă așteptam la niște mesaje ușor diferite din partea președintelui Partidului de Guvernământ și din partea unuia din președinții celor două camere. E totuși al treilea om în stat. Acest partid și-a luat niște angajamente față de electoratul său. A declarat la momentul câștigării alegerilor că vor urma niște reforme importante. Și vedem că o bună parte dintre ele sunt tot amânate. Și mai văd că foarte mulți lideri ai Partidului Social Democrat se plâng la televizor de parcă ar fi în opoziție. Eu nu pot să înțeleg lucrul acesta. Am spus-o și invitațiilor mei, am discutat și la Sinteza Zilei în emisiunile în care am participat, văd o jelanie în toate emisiunile în care sunt invitați liderii Partidului Social-Democrat, de parcă la putere ar fi PNTCD-ul. Am o rugăminte, Radu, am o rugăminte, Adrian. Îi salut și pe domnul Chiriac și pe domnul Pieleanu. Ni se alătură aceste discuții. Vom lua o scurtă pauză. Analiza unei zile, într-un fel, cea mai importantă zi din ultima vreme, punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea.